În mijlocul munților Carpați, în inima României, se află Castelul Bran. Impunătoarea cetate medievală este cunoscută mai ales sub numele de Castelul lui Dracula. Se povestește că domnitorul Vlad Țepeș, adesea confundat cu celebrul vampir, a petrecut ceva timp în această fortăreață. În fiecare an, castelul este vizitat de peste 1 milion de turiști din toate colțurile lumii. De puțin timp, aceștia au un motiv în plus pentru a veni: vaccinuri anticovid la liber. Aici l-am întâlnit și pe doctorul Valeriu Gheorghiță, coordonator al campaniei de vaccinare din România. E o locație inedită, ne bucurăm că s-a identificat acest loc în care se poate să fie organizat un punct de vaccinare în care oamenii să-și găsească locul potrivit pentru a se vaccina cu ocazia activităților de weekend. Campania de vaccinare merge bine în România. Deja 4 milioane de oameni au primit minimum o doză de vaccin. Prea puțin totuși pentru a atinge mult dorita imunitate de masă. Din acest motiv au fost organizate maratoane de vaccinare în diferite părți ale țării. Strategia noastră de vaccinare prevede că se pot vaccina în centrele de vaccinare din România, pe lângă cetățenii României și cetățenii celorlalte țări membre ale Uniunii Europene, Confederația Elvețiană, precum și orice alt cetățean străin care are drept de ședere pe teritoriul României. Justin este neamț. El lucrează în România și a aflat de la prieteni că există posibilitatea să se vaccineze la Castelul lui Dracula. Cum în Germania nu făceam parte încă din grupele prioritare, ne-am gândit să venim aici. Am ajuns ieri, ne-am informat în detaliu și azi dimineață am hotărât să ne vaccinăm. Împreună cu Justin a venit la Bran și Stefanie, o colegă de serviciu. Dracula hați geimpft? Yeah. Da. Gut? Bine, foarte rapid și simplu. Foarte ușor. Am completat scurt un formular, am primit vaccinul și gata. Oameni din toate colțurile Europei au venit în weekend pentru a se vaccina la Castelul Bran. În afara vaccinului, ei au mai primit și o diplomă deosebită. Este deosebită, este impregnată imaginea castelului și cumva specific castelului, așa un pic fioroasă, să zic. Ideea deschiderii unui centru de vaccinare la Castelul lui Dracula a venit de la administrația castelului. Lia Dorina Doru și colegii ei au pregătit și un suvenir dedicat întregii acțiuni. Oamenii așteaptă de la noi un zâmbet, așteaptă de la noi un hohot de râs, așteaptă să se simtă bine. Și atunci acea diplomă și acea invitație să ne reîntâlnim în următorii 100 de ani la Castelul Bran, joacă pe oculta vieții veșnice de la castel, dar cred că nu supără pe nimeni să fie invitat să trăiască încă 100 de ani. Idee care a fost apreciată din plin de către absolut toți amatorii de vaccinare. O să-i arăt diploma fiului meu și peste câțiva ani o să-i povestesc în detaliu ce s-a întâmplat atunci. Astăzi, la reședința lui Dracula, se oferă un vaccin în locul tradițional ai mușcători de vampir. Corona, păzea!